Accesul câinilor în mijloacele de transport în comun este permis doar dacă stăpânul îi cumpără și patrupedului un bilet. De asemenea, tovarășul de drum al omului va trebui să fie educat să nu creeze probleme în transport, să fie ținut la circa un metru de ceilalți călători, să fie ținut în lesă și să poarte botniță sau, dacă este de talie mică, să fie ținut în brațe sau într-o geantă specială de către stăpân. Atenție însă, se vor evita orele de vârf și mijloacele de transport aglomerate și nu va fi permis accesul decât al unui singur animal într-un mijloc de transport. Reprezentanții organizațiilor pentru protecția animalelor care au contribuit cu propuneri la acest regulament sunt mulțumiți de rezultat. Este un regulament așa cum ar trebui să fie într-un oraș civilizat, care se vrea civilizat, într-un oraș european și este chiar un model pentru restul orașelor din țară. Cred că prin acest regulament nu facem altceva decât să ne racordăm la reglementările europene în materie și din această perspectivă Clujul este la zi cu legislația în ceea ce privește gestionarea câinilor cu stăpân. Prin toate componentele sale, de la transport în comun, la parcuri publice, la respectul față de mediul înconjurător, la respectul față de parcurile pentru copii și la conduita, sperăm noi, civilizată pe care să o manifeste toți cetățenii, atât proprietarii de câini care au responsabilități și trebuie să le înțeleagă că le au, cât și ceilalți cetățeni care trebuie să înțeleagă faptul că într-un oraș trebuie să conviețuim cu toții, fie că avem, fie că nu avem un câine în proprietate. Directorul companiei de transport public spune că pentru instituția pe care o conduce, hotărârea de Consiliul Local este obligatorie și va fi pusă în aplicare întocmai. Sperăm că beneficiarii acestor animalelor, a câinilor mai exact, să înțeleagă și să recurgă la utiliza de această hotărâre, respectând ceea ce scrie în hotărâre, adică un animal să aibă lesă sau botniță, să aibă, eu știu, dacă este un animal mai mic, să fie într-o cutie sau ceva care să permită să poată să poată deplasa cu el în brațe și respectiv, bineînțeles, să composeze un bilet pentru animal. Ce vă pot spune? Sunt convins că o parte din cetățenii Clujului vor agrea și se vor bucura de această hotărâre, iar o parte, normal, vor critica sau nu vor agrea această soluție, dar ce cred eu este că, cunoscând comportamentul publicului călător clujan, cred că vor da dovadă de înțelegere și maturitate, încât și cei care se vor deplasa cu câine exact în mijlocul de transport, nu vor produce deranj restul celorlalți din mijlocul de transport. În ceea ce îi privește pe clujeni, părerile sunt împărțite. Dacă animalele sunt curate, bine aranjate, se poate circula. Că oamenii nu sunt așa curați și civilizați cum sunt animalele de companie. Eu nu sunt pentru animale. Că eu sunt de acord și am câini, doi, și așa că nu mă deranjează. Dacă de parazitat, îngrijit, nu miroase urât și se compostează bine, că și eu compostez. Noul regulament mai prevede că proprietarii de câini care locuiesc la bloc nu vor mai trebui să plătească niciun fel de taxe suplimentare. La curte, animalul nu va putea fi ținut legat mai mult de o jumătate de zi. În plus, în orașe vor fi amenajate locuri suplimentare de joacă pentru câini, unde aceștia vor putea fi lăsați liberi.